Alături de noi au fost astăzi părinți slujitori din țară, din Republica Moldova și din Ucraina și în fruntea soborului s-a aflat Părintele Arhimandrit Nicodem Petre, consilier al sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, care este și un prieten al nostru și al parohiei noastre și un mare și adânc iubitor al Sfinților Brâncoveni. Îi mulțumim preacuvioșiei sale, deși are un program care nu poate fi socotit ușor, a ales să fie aici în mijlocul nostru. Alături a fost și Părintele Valer Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălți și preotul care are în Republica Moldova, în Basarabia, tezaurul de mult preț al Sfintelor Moaște a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, în satul Răzălăi, acolo unde împreună cu credincioși a ctitorit o biserică deosebită și unde se află dăruit acum, dăruită o părticică din moaștere Sfântului Iosif cel Milostiv. Poate că în curând vom organiza acolo un pelerinaj ca să mergem în satul de baștină a Sfântului Mitropolit Iosif Naniescu și să bucurăm creștinii de acolo arătându-le că jertfa lor de a construi o biserică într-un sat mic nu este ceva prețuit, ci foarte mult prețuit. În sobor s-a alăturat Părintele Nicolae Crețu, consilierul pe probleme de misiune a Arhiepiscopiei Chișinăului și paroh la Biserica Sfântului Ierarh Grigorie Palama, pe care Părintele urmează să o înceapă în municipiul Chișinău. Părintele Constantin Chifu de la parohia Sfântul Dumitru Igești din Ucraina, împreună cu Părintele Gheorghe Zmoșu de la parohia Sfinții Ioachim și Ana Igești, tot din Ucraina, au dorit astăzi să fie alături de noi și în virtutea faptului că parohia noastră este înfrățită cu parohia Sfinții Ioachim și Ana din Igești. Această localitate importantă pentru zona de nord a Moldovei numără peste 5.000 de suflete sau de familii, nu știu exact, și două biserici pe care au fost făcute fiecare câte una din, de cei doi părinți care aveți de față. Lor li s-a adăugat și Părintele Profesor Ioan Banar din Chișinău, care slujește împreună cu Părintele Anatolie Gonciar la parohia Sfinții Trei Ierarhi Chișinău, din Mitropolia, aparținând Mitropoliei Basarabiei, o biserică care de asemenea nădăjduim să o vizităm, ca și bisericile din Ucraina, cele de la Igești, ca să aveți mărturia jertfernicii ortodoxe a preoților și credincioșilor din acele locuri. Părintele misionar protopopez Dan Turcu de la parohia Adormirea Maicii Domnului Hândrești, prieten de-a nostru și a parohiei noastre, de asemenea ne-a vizitat și a slujit cu noi împreună astăzi. Părintele Loghinoaia Florentin de la parohia Sfinții Voievozi Bogdănești și director al așezământului filantropic de la Mănăstirea Bogdănești, ca în fiecare an ne-a onorat și acum cu prezența, împreună cu Părintele misionar de la Mănăstirea Bogdănești, la acest așezământ filantropic, unde se află peste 200 de bătrâni în îngrijire permanentă, mulți dintre ei imobilizați la pat. Așadar a venit împreună cu Părintele Alexandru Loghinoaia, de curând irotonit, căruia îi dorim și cu acest prilej preoție lungă, frumoasă și realizări la fel de frumoase ca bunicul și tatăl său. Ne-a fost alături și Părintele Stângaciu Marius Valentin de la parohia Sfinții Arhanghelii Cușeni,
care este legat de parohia noastră, pentru că de aici, aici locuiește soacra părintelui. Este împreună cu noi, cu, ca de obicei, părintele Lupașcu Florentin, de la parohia Buna Vestire și Sfântul Mare Mucenic Mina Cercu, care este și cumnatul nostru. Și nu în ultimul rând, îi mulțumim părintelui Mogoș Anatolie, care acum este preot emerit, este la pensie. Și el original din Basarabia, dar a slujit în România întreaga sa viață. Împreună cu părintele Gheorghiță, noi personal îi mulțumim în numele nostru și în numele dumneavoastră și îi rugăm ca atunci când vor merge din nou la Sfintele Altare, unde slujesc, să pomenească și preoții, și credincioșii, și întregii ostenitori ai acestei parohii. Vă mulțumesc dumneavoastră care ați fost prezenți, pentru că frumusețea hramului este frumusețea credincioșilor care participă la acel hram și, desigur, celor două străni, care și aseară și astăzi, au dovedit că vocea poate să sune foarte frumos când îl laudă pe Dumnezeu. Și vocea duhovnicească, dintr-o cântare duhovnicească, atinge nu doar urechile, ci mai ales inima și o întărește în credință. Orice cântare de la strană nu se adresează interpretării estetice, ci se adresează interpretării estetice a credinței, ca astfel sufletul să fie mai sensibil la lucrarea Duhului Sfânt. Le mulțumim așadar și tinerilor, și doamnelor și domnișoarelor de la cele două străni, iar noi rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe mai departe ca împreună să terminăm această biserică începută în anul 2003, deschisă pentru Sfintele Slujbe în anul 2008 și aflată acum în acest proiect de înfrumusețare pentru ca să fie mireasă împodobită, oferită Mântuitorului Hristos la Sfințire. Nu suntem în finalul mulțumirilor, dar vrem să încheiem mulțumind îndeosebi familiei Doru și Valentina Teodor, cei care sunt titorii principali, și îl rugăm pe Dumnezeu ca lor și tuturor altor titori, miluitori, făcători de bine, ajutători, ostenitori, și când spunem ostenitori, ajutători, închinători, ne referim și la toți cei care se ostenesc aici, mai vizibil sau mai puțin vizibil, dar desigur Dumnezeu îi știe pe fiecare, îi le mulțumim și rugăm ca să răsplătească fiecăruia cu un loc în Rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze!